CFR a planificat deja noul mers al trenurilor pentru anul care urmează. Acesta va intra în vigoare în 9 decembrie anul curent și va fi valabil până în 14 decembrie 2013. Oferta de transport feroviar a fost adaptată și optimizată la cerințele pieței de călători, iar în traficul intern, pe rutele unde condițiile de circulație sunt cu preponderență de navetă, s-a implementat mersul de tren cadențat. Pentru anul 2013, CFR a suplimentat numărul trenurilor care vor fi zilnic în circulație cu 60 de garnituri și astfel compania va ajunge la 1378 de trenuri în mișcare. În anul 2013 vor continua pe de o parte lucrările de reabilitare a liniei pe coridorul 4 paneuropean de mers ce va avea efect direct în diminuarea semnificativă a capacității de circulație până la 50% pe zonele cu lucrări și pe de altă parte se vor deschide noi șantiere de lucru pentru reabilitarea podurilor dunărene pe tronsonul Fetești-Salinii și a tronsoanelor de cale ferată Curtici-Simeria, Simeria-Coșlariu și Coșlariu-Sighișoara. Realizarea acestor lucrări absolut necesare pentru reabilitarea infrastructurii feroviare va conduce la modificarea semnificativă a orariilor și rutelor trenurilor care circulă pe aceste tronsoane în sensul măririi duratelor de parcurs și a limitării rutelor de circulație. CFR Călători va menține ofertele comerciale existente prin care acordă reduceri la transportul feroviar atât în traficul intern cât și în cel internațional. Distribuția de bilete se va asigura prin canalele existente, online, stații și agenții sau automate de vânzare.